În alerta Evanghelia neobositului Iisus Hristos, așa cum ne prezintă autorul ei uman, Marcu, suntem în capitolul 2, într-un moment de respiro. Nu e clar dacă ospătul la care îl găsim și pe Iisus fusese dat în cinstea Mântuitorului și a includerii lui Levi sau Matei vameșul între ucenici, sau a avut loc pe când acesta era încă vameș. Cert este că omul a dat o masă mare la el acasă pentru ca și tovarășii lui să-l poată întâlni pe Iisus. Aparent, niciuna dintre oficialitățile cetății nu se afla printre invitații. Așa că liderii religioși i-au reproșat asta lui Iisus. Cum, un învățător și un om neprihănit ca el putea sta la masă cu păcătoși, notori și trădători precum vameșii? Domnul le răspunde cu o doză de umor. Voi chemați doctorul să vă vadă când sunteți sănătoși? Adică voia să le spună, toți oamenii sunt păcătoși, niciunul nu e desăvârșit, cum credeau farisei și cărturarii că ei sunt. Deci toți avem nevoie de mântuire și de mântuitor. De altfel, eu am venit să chem la pocăință nu pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși, afirmă Iisus în Marcu 2, versetul 17. Oamenii religioși voiau ca legea să fie aplicată până la ultima slovă. Iisus dorea să completeze legea cu milă și bunătate. El făcea breșe serioase în formalismul lor birocratic și îi aducea la miezul scopurilor și intenției lui Dumnezeu prin lege. Domnul era trist văzând inimile împietrite ale oamenilor. Liderii religioși deja îi se împotriveau pe față și nu se vor lăsa până nu-l vor întinde pe o cruce. Era practic începutul complotului lor care se va finaliza la Golgota cu moartea lui Iisus. Iar el deja știa asta și se va retrage discret în Galileea pentru că nu-i sosise încă ceasul. Pe oriunde trecea, Iisus aducea perspective noi și prospețime în gândire, lăsând în urma sa învățături remarcabile prin simplitate și profunzime, precum nimeni nu coase un petic de postav nou la o haină veche și nimeni nu pune vin nou în burdufuri vechi, ci vinul nou este pus în burdufuri noi. Sau, sabatul a fost făcut pentru om, iar nu omul pentru sabat, așa că fiul omului este domn chiar și al sabatului. Ori, dacă o împărăție este dezbinată împotriva ei însăși, împărăția aceea nu poate dăinui. Și dacă o casă este dezbinată împotriva ei însăși, casa aceea nu poate dăinui. De asemenea, în același timp, el vindeca pe mulți și scotea duhurile necurate, care cădeau la pământ înaintea lui și strigau, Tu ești Fiul lui Dumnezeu, cum citim în Marcu 3, versetele 10 și 11. În acea perioadă, în acord cu planul suveran al lui Dumnezeu, Iisus a ales și a pregătit 12 ucenici, apostolii de mai târziu. Domnul i-a ales și El răspundea de ei. Și același lucru e adevărat și astăzi în ce ne privește. Dacă Dumnezeu te-a mântuit și a început buna sa lucrare în tine, poți să fii sigur că El o va continua și o va duce la bun sfârșit. Relația cu El nu doar că e benefică, ci și eclipsează orice altă legătură. Dacă ești astăzi în Hristos, îi ești mai apropiat decât i-a fost sau ți-a fost familia pământească. Primindu-L pe Iisus ca mântuitor personal, devii fiica ori fiul lui Dumnezeu. El te invită și te așteaptă să vii și să fii tot mai aproape de El. Pregătiți-vă, data viitoare vom asista la miracole peste miracole.